Deci, Skype ne spune că să nu avem probleme legale, trebuie să vă întreb dacă sunteți de acord să vă registrez. Nu, sunteți de acord să registrăm jos? Deci, am planificat să facem două interviuri ca să nu riscăm să pierdem tot interviul, fiindcă Skype ne dă posibilitatea aceasta și dacă durează mai mult de o oră, avem probleme să-l încărcăm pe rețelele de socializare. Deci, dacă revenim la ceea ce am vorbit anterior, domnul Vasile, am vorbit și despre acel acord care ne așteptă, dar aș vrea să specific în Italia, în baza acestor date statistice, acestor cărți care se elaborează în fiecare an, avem peste 1 milion de badante, dacă vorbim mai de badante, dar așa ca tare se presupune, avem 3 milioane și nu numai Republica Moldova este, face parte din acest lanț a îngrijirii, cum spune sociologa Hochschild, deci suntem undeva 3 milioane, 2 milioane lucrează la negru, dar acel 1 milion muncesc în regulă. Deci aș vrea să vă întreb, domnul Vasile, dumneavoastră personal, ce știți despre acest acord și cum a fost el în Republica Moldova mediatizat? Dacă cunoașteți ceva, desigur. Din ce cunoaștem, noi știm că între 2018 și 2019 a fost o echipă delegată din partea Ministerului Muncii din Republica Moldova, deci împreună cu persoanele de la Casa Națională pentru Asigurări Sociale. Știu că a fost o echipă care a lucrat în direcția asta. A fost un drag de acord, adică s-a ajuns până la semnarea acordului, dar după cât și cum bine știm, pentru semnarea unui acord este nevoie de ambele părți să fie semnat, apoi ratificat de către ambele parlamente. Există, bineînțeles, deschiderea și dorința părții moldovenești pentru semnarea unui astfel de acord, fiindcă ar veni, ar rezolva foarte multe dintre problemele despre care acum noi discutăm, dificultățile pe care le au persoanele pentru că nu pot să cumuleze stagiul din Republica Moldova cu cel din Italia sau pentru ce ce privește vârsta de pensionare, pentru că când vorbeam mai degrabă despre tipuri de pensie, n-am vorbit și aș vrea dacă cumva să fac o referință. De anul trecut, din 1 aprilie, există pensia anticipată cota centru, bine cunoscută. Așa am avut iarăși foarte multe persoane care veneau și se interesau. Deci eu am 62 de ani, vreau ca să accesez pensia asta cota centru. Ori pentru cota centru, știm foarte bine că acolo este iarăși e pensie anticipată, nu este o pensie de vechime, dar este într-adevăr condiția să prezint 62 de ani ca și vârsta anagrafică plus 38 de ani de muncă. 38 de ani de muncă sunt foarte mulți, ori iarăși neavând un acord în acest sens, nu poți să-i aduci cotizațiile obținute în Republica Moldova. Și iarăși nu este o formă, deci un tip de pensie care poate fi accesat de către conaționalii noștri. Și în privința dată spuneam că știm că s-au purtat discuții, iar în 2019, la începutul anului, a existat la foarte multe televiziuni faptul că, de fapt, ajunsesem la semnarea acordului, ceea ce a fost probabil o precondiție în care s-a ajuns, dar, de fapt, ratificarea acestui acord nu a fost nici până în ziua de azi. Și aici vreau să menționez, fiindcă avem și astăzi foarte multe persoane care întreabă despre lucrul ăsta și, din păcate, spun că nu există. Deci nu putem să cumulăm stagiul de muncă de Republica Moldova cu cel obținut în Italia. Da, deci din experiența mea ca mediator intercultural, comunic cu persoane din diferite țări și dacă comunicăm cu cei din Peru, dar mai ales Capo Verde, care erau aici în Italia deja în anii 60-70, urmă Peru, Filipine, Albania, deci toate sunt țări extracomunitare și din păcate acest acord nu a fost semnat, dragi conaționali, deci e foarte important ca să cereți să munciți în regulă la datorii de muncă. Dar revenim la întrebările noastre, deci întrebările care au fost scrise pe Facebook din momentul când noi am publicat să ieșim în direct. Deci, doamna Elena Balan ne întreabă, timp de 13 ani am muncit cu contract, fără întrerupere, dar numai cu 25 de ore pe săptămână. La pensie, contează toate aceste contribuții sau contează numai cu ultimii ani de contribuții și câte anume ei se iau în considerație? Așa cum am menționat și anterior, deci în sistemul de calculare a pensiei bazată pe contribuții intră toate contribuțiile acumulate în decursul vieții. Și aici foarte important tot timpul specificăm faptul că cu cât mai mare este numărul de ore
inclus în contractul persoanei, cu atât mai mari vor fi contribuțiile achitate, cu atât mai mare va fi pensia persoanei. Deci un număr mai mare de ore se traduce printr-un alt fel de tip de cotizații care trebuie achitate, pentru că când contractul persoanei este de regulă mai mic de 24 de ore, sunt contracte part-time sau contracte care așa sunt incluse, pentru că uneori lucrul ăsta convine mai mult angajatorului sau nu știu care ar fi condițiile. Deci acest fel de contracte țin către anumite convenție, acord care există în Italia, și aici numărul de ore deja se, și contribuția care este achitată deja se pliază pe tipul de contract pe care îl accesează, semnează persoana. În momentul în care numărul de ore din contract depășește, deci numărul de 24 de ore, este o alt tip de plată care este, se face se achită pentru contribuțiile sociale, și bineînțeles cu un număr de ore mai mare, 40 de ore și 45 de ore, de exemplu, sunt cazuri. Bineînțeles că venitul anual aici va fi diferit, iar oricare venit și contribuții mari vor incide foarte mult pe volumul pensiei, pentru că deseori a lucrat 5 ani de zile, ce pensii voi avea? E foarte complicat să spui ce pensie vei avea neavând acces la extrasul de contribuții, pentru că aici iarăși ne referim. Un contract cu 24 de ore vei avea 5 ani probabil un anumit tip de pensie, un același contract 40 ceva de ore, 5 ani, este practic 8 ani diferența de celălalt contract. Deci aici se joacă foarte mult, joacă rolul contribuțiilor. De atâta fiecare persoană, bineînțeles, pe măsura posibilităților, pentru că aici iarăși trebuie să ai și posibilitatea, trebuie să știi un pic și drepturile tale, deci este foarte important. Fiecare persoană, în momentul când astăzi vorbesc, fiindcă știm cum a fost, mie mi-e ușor să vorbesc, fiindcă eu sunt Tatiana ca și oricare, am lucrat și eu psihotare, știu care este din primă persoană cât de greu la început era să poți să obții un loc de muncă, nu te interesa de fapt atât de mult contractul ăsta, cât modalitatea, posibilitatea unui câștig. Știm că la început foarte multe persoane nu aveau nici măcar achitate contribuțiile astea și se mulțumeau cu faptul că aveau un venit pe care puteau să-l trimită persoanelor din familie peste hotare și așa mai departe. Dar astăzi posibilitățile sunt diferite. Există persoane care oferă consultanță și consultanța este gratuită. La fel vreau să menționez că toate serviciile pe care le oferim noi în cadrul patronatului sunt gratuite. Deci nu se percep taxe pentru ceea ce facem noi. Pentru asta noi suntem salarizați de către patronat, de care sunt finanțate de către guvernul italian. Deci și persoanele au posibilitatea, înainte de a încheia un contract cu angajatorul lor, să se informeze în privința drepturilor pe care le au, așa încât contractul ăsta să fie unul cât mai avantajos și pentru ei. Sigur. Deci aș dori, dragi conaționali, să aduc la cunoștință că puteți să vă informați despre drepturile voastre prin diferite căi, dar să vă spun că în fiecare an, cu jurnalul Corriere de la Sera, iese așa gen de agendă, anume pentru persoanele care muncesc ca golf, badanti, babysitter. Este foarte interesant, fiindcă aici sunt și drepturile, aici sunt cum să ne protejăm sănătatea de unii detergenți, cum să ridicăm persoana, deci este foarte utilă. Și luați Corriere de la Sera, deci destul să căutăm pe internet, asta este foarte veche agenda dată, dar el în fiecare an iese, costă undeva 11 euro, dar credeți-mă, are o valoare inestimabilă, pentru că foarte multe drepturi al dumneavoastră sunt aici. La fel, în fiecare an iese așa gen de ghid, care este făcut de avocați, se numește La Golf, Diritti e Doveri pentru Golf. Deci le găsiți la unele magazine care vând cărți, am uitat acum cum le spune, dar o să vă răspund în privat și vă spun de unde să luați cu drepturile voastre. Este foarte simplu descris toată situația, eu uneori spun ca la copii mici. Și tot ca la copii mici, noi am difuzat și am pus la dispoziția dumneavoastră două ghiduri online gratuite pentru orientarea și integrarea socială a moldovenilor în Italia. Sunt două broșuri care noi, ASO Moldavi, le-am elaborat în anii 2008-2011. Dar când am înțeles că sistema internet ne oferă posibilitatea să facem interviuri la specialiști sau la unele persoane operatori, așa cum este domnul Vasile astăzi, am decis să facem acest gen de interviuri. Pe viitor vreau să vă aduc la cunoștință cu
O să facem și alte interviuri cu specialiști, cum ar fi psihologi, cum ar fi comercialiști, avocați aici în Italia. Deci noi suntem un fel de antene asociațiile pe teritoriul Republicii Italiene, adunăm doleanțele și întrebările noastre și pe urmă o să le adresăm la un specialist și în așa modalitate o să încărcăm aceste video pe Facebook, pe Adna Clasnică și pe YouTube, ca dumneavoastră când aveți timp să le ascultați. Și vă invităm să ascultați foarte atent, fiindcă sunt răspunsuri foarte importante ceea ce domnul Vasile ne spune astăzi. Deci mergem la următoarea întrebare care pe Facebook a fost adresată din partea doamnei Liliana Grijuc, dar ea se repetă când ea întreabă dacă a lucrat în regulă 10 sau 5 ani, deci poate se pretinde la pensie, dar nu menționează dacă a vărsat contribuții sau nu. Deci, vă pot să vă rog să ne explicați dacă e posibil. Noi, cei care am muncit 10 sau 5 ani și deja nu ne permite sănătate sau unii circunstanțe de a mai rămâne să muncim în Italia, putem să pretindem la pensie italiană după ce vom atinge vârsta. Deci, doamna nu menționează, doamna Vasile, dacă a muncit în regulă sau nu. Și deja noi am răspuns la presupunem. Presupunem că persoana, dacă a muncit, presupunem că există careva contribuții. Aici, iarăși, determinant cu condiția că aceste contribuții există, deja de văzut care este categoria la care face referință. Și aici, iarăși, cum spuneam, dacă persoana este cetățean extracomunitar, trebuie să cunoască faptul că la 67 de ani, sau iarăși cu alt posibil, deci vârstă de creștere, 67, 3 luni de zile sau cât o fi, va putea să acceseze prestația de pensie cu condiția în care renunță la reședință, sau dacă continuă în Italia să locuiască, va trebui să aștepte vârsta de 71 de ani, sau iarăși, dacă persoana în cauză este cetățean comunitar, fără 20 de ani de contribuții și venitul ăsta mare care trebuie să existe, iarăși 67 de ani sau 71 de ani cu minim 5 ani de contribuții. În cazul de față este foarte... Noi avem o parte din cetățeni care vedem din atunci când vin și la noi în vizită. Sunt persoane care vedem în intenția lor că vor dori sau au un plan să se reîntoarcă, fiindcă sunt legați de Republica Moldova, au familie, au casă și aici și probabil în viitor se vor întoarce. Sunt alte persoane care au decis și probabil vor rămâne pentru totdeauna în Italia. Iarăși, reieșind din ceea ce vor dori să facă ei, trebuie de văzut exact care sunt posibilitățile lor pentru viitor și la care este vârsta în care vor putea eventual să se pensioneze. Da, deci revenim la altă întrebare care a fost pe Facebook de la doamna Elena Știrbu. Doamna Tatiana, eu sunt în Italia, am cetățenie italiană. La moment 8 ani, în Moldova deja sunt la pensie. Anul acesta fac 66 de ani, dar am numai 8 ani lucrat în Italia. Cum și când voi fi aici la pensie? Vă mulțumesc anticipat. Iar în vedere, deci, la ce vârstă o să iasă aici la pensie? Dar deja primești 8 ani pensia moldovenească. Da, pentru că vârsta pentru pensia Republica Moldova este mai joasă, deci este diferită. Pentru asta știm că pentru femei astăzi, până la 1 iulie, 58 de ani și 6 luni de zile, doamna are 60 ceva de ani. Bineînțeles că ea în Republica Moldova este la pensie, continuă să primească pensia dată, nu este nicio problemă. Pentru pensia, pentru contribuțiile care le are în Italia, având în vedere că are cetățenie italiană, având în vedere stagiul mic, de care spune că are 7 ani sau cât am înțeles că are, deci este departe de acumularea unui stagiu de 20 de ani. Deci în cazul ei, cu siguranță, având în vedere că este și cetățean italian, vârsta de pensionare va fi la 71 de ani și ceva, da? 71 și 3 luni minimum sau poate încă câteva luni de zile. Dar în cazul de față, dacă persoana continuă să locuiască stabil în Italia, nu va avea alt venit, va fi important ca ea să se intereseze în privința ajutorului social pe care ar putea să-l obțină. Deci aici, iarăși, în funcție de ceea ce va decide persoana să facă, este nevoie să intereseze la un patronat în privința posibilităților mai avantajoase pentru ea. Da, deci altă întrebare legată de persoanele care au pașaport român. Deci pentru cei care activează în baza buletinului românesc în Italia, care este vârsta la ziua de astăzi și care sunt condițiile de pensionare? Deci cei care activează în baza pașaportului sau buletinului român
sunt practic aceleași ca și, cum spuneam, sunt cetățeni comunitari. Doar că și aici de multe ori noi vedem indignarea acestor persoane pentru faptul că ei spun, da, dar eu m-am născut în Republica Moldova, eu am lucrat sau am venit. Sau... Deci, în mod normal, astfel de cetățeni, deci, care au pașaportul român, fără prezentarea celor 20 de ani minim necesar de contribuții, cu volum mare de contribuții, să poată să pensioneze la 67 de ani, deci în lipsa acestor condiții, ei la fel ar trebui să aștepte vârsta de 71 de ani, cu minimul necesar de 5 ani de contribuții directe. Dar aici vreau să vin cumva poate în ajutor. Dacă persoanele, cetățenii moldoveni care au cetățenie română, au avut la început și un permis de sejur, pentru că am avut câteva excepții care au funcționat, deci am putea, nu vreau să fac o promisiune, nu este, pentru că sunt lucruri care le descoperim și noi pe parcurs, dar care am văzut că a funcționat, deci persoana, am prezentat dovada faptului că la început a avut permisul ăsta de sejur, deci copia permisului, și persoana a reușit să obține pensia după 67 de ani. Bineînțeles că este necesară și în cazul lor. Nu se vor putea afla mai departe în Italia, dar în cazul în care se vor întoarce în Republica Moldova și pot să facă dovada faptului că au avut anterior și permis de sejur, am putea să încercăm și pentru ele posibilitatea aceasta. Nu este un lucru, mie de multe ori mi-este frică și să-l discut cu responsabili de la INS, pentru că știu deja că oficial pentru ei, persoana când devine comunitar, deci nu mai are rost ce a fost înainte. Era extracomunitar, ai devenit comunitar. Pentru ei funcționează lucrul ăsta. Ce ai fost tu anterior, asta este, m-am născut acolo, deci eu azi sunt comunitar și trebuie să înțeleg că toate lucrurile vor fi catalogate prin prisma faptului că am pașaport comunitar. Deci am anumite privilegii, înseamnă că trebuie să mă conduc nu doar din privilegii, dar și din responsabilități. Bineînțeles că aceste persoane nu au știut și mai ales când vorbim de generațiile persoanelor născute între 40 și 50, 50 astăzi practic 67 de ani sunt le împlinesc persoane născute în 53. Dar ei n-au știut că odată cu obținerea pașaportului comunitar vor fi lipsiți de posibilitatea accesării pensii care astăzi este prevăzută pentru extracomunitari. Și aici vreau să spun că avem cetățeni diferiți. Sunt cei care au cetățenie română, dar nici când n-au prezentat pașaportul în Italia și continuă să muncească cu pașaport, cu permis de sejur. Deci pentru ei, în momentul când noi accesăm profilul lor și vedem că ei sunt extracomunitari, nu este nicio problemă. Sunt alții care au fost extracomunitari, au avut permis de sejur, dar au obținut pașaportul român și au început să activeze în baza pașaportului român. Și ar putea fi o problemă dacă nu fac dovada faptului că au avut și permis de sejur. Sau sunt ceilalți care au plecat în Italia doar cu pașaportul, din start cu pașaportul român și ei n-au avut nici când un permis de sejur. Deci, în cazul lor, bineînțeles că ei sunt cetățeni comunitari și deci vârsta de pensionare va fi cel mai probabil 71 de ani, pentru că nu vor putea să facă dovada faptului de 20 de ani de contribuții. Vorbesc de generațiile astea, nu vorbesc de generațiile viitoare, pentru că generațiile, persoanele născute către anii 60, deci deja în cazul lor este mai degrabă să cred că vor reuși să obțină și un staj de cotizare suficient, chiar și pentru comunitari. Da. Deci da. Eu facem diferența asta. Da, spre exemplu, eu dacă am intrat cu sanatorii din 2002 sunt în regulă, am început chiar din primul an din 2003 să vărs contribuții, deci la start. Eu la momentul actual, deci am undeva câți, 2003, ai 17 ani. 17 ani. Bineînțeles, trebuie de văzut exact care sunt contribuțiile reale, dacă au fost toți anii plini de contribuții, dacă nu au fost întrerupere, și eventual până la 67 de ani există posibilitatea pentru astfel de persoane ca să poată să acopere minimul necesar, așa încât la 67 de ani sau eventual 68 de ani se poate să acceseze deja pensia în baza contribuțiilor. Domnul Vasile, vreau să profit dacă am atins tema mea personală. Deci eu dacă o să am la 67 de ani, 20 de ani de contribuție cu 25 de ore pe săptămână, da?
Deci eu o să am dreptul la pensia socială, just? Nu-mi convine să am pensia normală, fiindcă o să am foarte puțin bani, fiindcă numai cu 25 de ore sunt în regulă. Dacă 25 de ore... Mai am două contracte acum la moment cu INAI și cu Ministerul de Interne, deci ca mediator intercultural, dar este foarte puțin ceea ce mi se arată real în, în contribuții. De aceea, eu cred că o să am o pensie socială dacă rămân în Italia. Dacă plec în Moldova, am înțeles că eu o să am pensie de vechime, just, și o să fie aceea care am vărsat în baza contribuțiilor vărsate, just? Da, dar numai dacă nu vor fi 20 de ani, la 71 de ani deja. Deci dacă rămânând în Italia de la 67 de ani veți putea accesa, dacă nu vor fi suficiente contribuții, veți putea accesa ajutorul social, rămânând în Italia. Dacă iese să luăm ipoteza faptului că veți dori să vă întoarceți în Republica Moldova, va trebui să așteptăm vârsta de 71 de ani, cu minimum 5 ani care există deja, deci veți putea deja să luați pensia. Mă întorc prima, eu pierd Da. Dacă vă întoarceți mai degrabă de 71 de ani, fără minimul necesar, bineînțeles că nu veți putea accesa contribuțiile. Dar să revenim la întrebările cu naționalilor noștri. Deci sunt din Republica Moldova cu pașaport român, am 62 de ani și am 8 ani lucrați în regulă în Italia. La câți ani o să pot avea pensii? Probabil să repet întrebarea. Același lucru. 8 ani, vedem că suntem încă departe de 20 de ani, nu știm nici ce fel de contract, probabil cel mai degrabă la 71 de ani va fi posibil, menționez lucrul ăsta, 71 de ani sunt astăzi, cu eventual alte luni care ar putea să fie adăugate pe parcurs. Deci, altă întrebare este... Cred că se referă la acordul probabil care încă nu este semnat. Eu până la pensie mai am de rost colacii, scrie doamna Elena. Dar așa o întrebare mi-a permit. Cum am putea ajunge anii lucrați în Moldova la cei lucrați în Italia? Da, eu mi-amintesc că am răspuns persoanei și direct. Spuneam despre faptul că astăzi nu putem accesa, neavând un acord semnat, nu putem accesa. Prin urmare, nu rămâne decât să sperăm că lucrul ăsta s-ar putea schimba între timp, pentru că mai și persoana până la 67 de ani mai sunt câțiva ani de zile. Deci urmează să vedem ce va fi în momentul când persoana va ajunge la vârsta de pensionare. Dar așa cum stau lucrurile, este mai complicat, iarăși. Deci, altă întrebare legată probabil de pensia din Republica Moldova. Mă interesează personal pensia din Republica Moldova. Ar fi trebuit să depun documentele în luna februarie. Nu am vrut să expun riscului pe nimeni și nu am plecat acasă. Așa că întrebarea mea este, eu pot să trimit documentele online? Din păcate nu. Deci dacă persoana, cât privește... pensia din Republica Moldova. Știm astăzi că pentru femei vârsta de pensionare este de 58 de ani și 6 luni de zile. La 1 iulie vârsta se va schimba deja la 59 de ani. Pentru bărbați este de 63 de ani. Dar pentru prezentarea cel puțin inițială a cererii, persoana trebuie să se deplaseze personal să prezinte cererea pentru pensie. Prin procură pe rudă, nu? Din păcate, prin procură nu o să fie acceptat lucrul ăsta. Ceea ce le recomand eu persoanelor în cauză, toate persoanele de regulă care vin la oficiul la noi sau la oficiul ACLE chiar și în Italia, noi facem, deci îi înregistrăm în primul rând pentru eliberarea unui extras de contribuții sau pentru oricare problemă pe care ei vin și să-și o rezolve. Iar dacă ei își dau consimțământul, noi înregistrându-i în registrul nostru, ducem evidența persoanelor în cauză pentru ceea ce ține de vârsta de pensionare, atât pensia din Republica Moldova, cât și pensia din Italia. Iar în momentul în care ei se apropie cu vârsta de pensionare, ei sunt contactați, deci noi îi contactăm pe ei și le amintim despre posibilitatea pe care... Deci despre dreptul pe care ei pot să-și-l exercite fie în Republica Moldova, fie în Italia și modalitatea care poate fi făcută. Deci asta este un lucru pe care noi îl facem pentru toți
beneficiarii noștri care vin și accesează serviciile noastre și este important pentru ei. În momentul în care vin și accesează pensie de Republica Moldova, la fel ar fi bine să vină să se înregistreze la noi, pentru că în același mod îi vom putea mai departe monitoriza și în funcție de schimbările legale care pot fi, se pot întâmpla între timp, ei vor fi informați când trebuie să se prezinte și când pot să prezinte actele și cererea pentru pensie. Deci, după acest discurs, eu personal vă trimit o cerere unde vă rog să includeți datele mele în baza dumneavoastră de date, în Excel sau care ați pregătit-o și să mă țineți informată la vârsta de 67 sau cât o să fie în anii aceia. Nu știu dacă aveți cotizație, pentru că aici vreau să spun. Pentru a accesa pensia Republica Moldova este nevoie de un stagiu minim de 15 ani. Dacă persoana nu are 15 ani, eventual va putea să acceseze doar un ajutor social. Dar este posibilitatea ca eu singur să achit perioada aia? 15 ani? Sau asta e pensie privată, se numește? Cu achitarea nu este posibil, pentru că chiar care sunt cetățeni italieni care activează, sunt personal, au deja un stagiu destul de 12-13 ani cotizație și sunt deja de mult la vârsta de pensionare și nu pot achita, de exemplu, au achitat peste limita, minimul necesar, dar în cazul în care ar dori să-și achite careva cotizație, să dobândească minimul necesar, nu o pot face prin contribuții voluntare, deci este nevoie de stagiu de muncă. Bine, mulțumesc. Deci, altă întrebare în ceea ce privește contribuțiile achitate. În cazul când nu mai stau în Italia, deci mă aflu în Moldova, aș putea să-mi primesc banii acumulați din impozitele achitate 10 ani pe teritoriu italian și să refuzez pensia, scrie doamna Maria? Da, și asta este foarte multe întrebări primim și de felul ăsta. Din păcate, începând cu 2002, deci cu anul 2002, nu mai este posibil ca persoanele să solicite contribuțiile lor și să, în felul ăsta, să părăsească Italia. Deci, din 2002 a fost modificată legea în care s-a ajuns la concluzia că persoana va cotiza în fondul de pensii, iar odată ce va obține limita de vârstă pentru pensionare, deci va putea primi o pensie în măsura contribuțiilor achitate pentru tot restul vieții pentru ea și ulterior, în cazul în care persoana, cum spuneam, este căsătorită, celălalt soț sau copiii minori sau copii, în cazul în care există persoane, deci copii cu grad de invaliditate, la fel și ei vor putea să acceseze 60% din aceste contribuții. Deci nu poți, în momentul când dorești să părăsești Italia și ai o vârstă care încă ești, mai ai până la vârsta de pensionare, deci nu poți să faci lucrul ăsta, trebuie să aștepți vârsta de pensionare și eventual, la atingerea vârstei, deja accesezi dreptul pentru pensie. Deci revenim la întrebările conaționalilor noștri de pe Facebook, din grupul Moldovenia Italia. Doamna Svetlana Brăguță ne întreabă, așa o întrebare către dumneavoastră, în privința la pensia italiană, chiar și persoanele care nu au muncit în Italia, dar au acte în regulă, adică permis de ședere, viză de reședință, de vreo 8 ani pe teritoriu italian, ne iau dreptul la pensie. Eu mă refer la mama mea, care are 69 de ani și se află cu mine în Italia. Deci dacă persoana nu a avut cotizație, nu a muncit niciodată, nu va avea dreptul la pensie. Deci, cum spuneam, sistemul de pensii contributiv presupune faptul că persoana are nevoie de cotizații. În lipsa acestor cotizații, deci persoana nu va avea dreptul de pensie. La pensie. Eventual, dacă persoana în cauză are 10 ani de reședință neîntreruptă în Italia, la 67 de ani ar putea eventual să se intereseze pentru ajutorul social, dar bănuiesc eu, fiindcă e vorba despre un părinte care probabil se află la întreținerea copiilor, iarăși aici va juca un rol foarte mult venitul familiei și dacă venitul familiei este unul suficient de mare ca să garanteze întreținerea persoanei, s-ar putea nici ajutorul social să nu fie acceptat. Le recomand oricum să se intereseze pentru opțiunea ajutorului social, asistenței sociale, dar iarăși ar fi bine ca să solicite o consultanță la un patronat, deci de la locul de la domiciliul lor. Patronatul Acle are
Și are oficii în toate provinciile, de foarte multe ori câteva oficii în fiecare provincie. Deci, și pe site-ul patronatului ACLI este posibil accesat locul aflării celui mai apropiat patronat din raza teritorială. Deci există un număr verde. Vreau să menționez că avem și conaționali de-ai noștri care muncesc la ACLI, la Roma, avem o doamnă. Din câte știu, în Milano avem o fată româncă foarte cum se cade, acum pur și simplu iese în decret, a spus, dar a răspuns la sute de persoane. Când am expus numărul ei pe Facebook, m-a rugat să-l scot, fiindcă primea sute de solicitări din partea conaționalilor noștri. Am uitat cum îi spune, dar aș vrea să-i mulțumesc foarte mult. Deci altă întrebare care este scrisă în cirilică, limba română, dar în cirilică, și dacă noi la școală am învățat-o, iată am acum... Pot să o citesc, deci de la doamna Târâță, de pe Facebook. Am o vârstă deja curioasă, aș spune. Am lucrat în Italia 15 ani, dar am fost 14 ani cu 25 de ore săptămânale și de-abia un an cu 54. În august îndeplinesc 65 de ani. Care este situația mea? Dacă persoana în cauză este cetățean extracomunitar, bănuim că peste 2 ani de zile, deci în condițiile în care va dori să facă cerere de pensie, va trebui să, nu știm, n-am înțeles exact, se află în Italia, a revenit, dar deci dacă persoana este cetățean extracomunitar, indiferent de volumul orilor din contract, deci în măsura contribuțiilor pe care le-a fost... A revenit, ea spune că am fost cu 14 ani cu 25 de ore. Așa. Am revenit, acum un an muncesc cu 54 de ore și în august am 65. Deci vârsta de pensionare a doamnei în cauză va fi de 67 de ani și 3 luni de zile. La momentul când va atinge vârsta de pensionare, dacă dumneavoastră va dori să facă cerere pentru pensie, va fi nevoită să repatrieze și în felul ăsta va putea accesa contribuțiile pentru, deci, sub formă de pensie. Deci, altă întrebare de la doamna Nina, tot de pe Facebook, este un pic complicat, domnul Vasile, dar încercăm să răspundem. Deci, ea spune că se află în Italia din 2002, a intrat cu sanatorie din 2002, în regulă din 2002, cu permis de ședere. Anul trecut, abia s-a căsătorit cu un cetățean a Republicii Italiene. Împlinește la moment 60 de ani. 18 ani am muncit totdeauna în regulă. Am și 3 copii. Pentru fiecare 6 luni se adaugă la pensie. Ce se adaugă, eu nu înțeleg. Și mă întreabă dacă are dreptul la pensie, având 20 de ani deja muncit aici și căsătorit cu italian. Da, presupun, dacă e căsătorită cu italian, n-am înțeles foarte exact dacă doamna este și ea cetățean italian sau nu. Da. Este cetățean italian. Fiind cetățean italian, spuneam că vârsta de pensionare, deci minimă, este cea de 67 de ani, cu condiția împlinirii 20 de ani de contribuții și contribuții foarte mari. În lipsa contribuțiilor, deci la 67 de ani, dacă nu prezinți dovada necesară de 20 de ani, 1040 săptămâni și contribuții suficient de multe, va trebui fie să cotizeze alte contribuții ca să acoperi necesarul ăsta, sau deja la 71 de ani cu cei minim 5 ani necesari. Ceea ce spune doamna referitor la faptul că are 3 copii și 6 luni pentru fiecare copil, într-adevăr lucrul ăsta pentru pensiile ordinare, atunci când persoana poate face dovada faptului acelor 20 de ani de contribuții, 1040 de săptămâni și contribuții suficient de mari pentru ca să acopere minimul ăsta necesar, în cazul femeilor, doamnelor, pentru că ele sunt și mame, atunci, într-adevăr, ele ar putea să anticipeze vârsta de pensionare cu 6 luni de zile pentru fiecare copil. În cazul adică, copii 6 mulțit la 3 cu 18 săptămâni, jos? Nu săptămâni, luni de zile, da? Da, 18 luni, asta e un an și aproape jumătate. Dar noi ar trebui să admitem că doamna trebuie să aibă 20 de ani de contribuții, ceea ce nu le are.
Nu, ea a scris că are 20 de ani de contribuții, dar nu cred, fiindcă dacă din 2002 ea nu are, e ca mine. Ce vreau să spun? Va avea 20 de ani de contribuții, în cel mai bun caz, probabil în 2022, dar iarăși trebuie de văzut, fiindcă nu ne putem limita doar la numărul de contribuții, la anii de contribuții, trebuie să vedem că există, într-adevăr, 52 de săptămâni pentru fiecare an, asta 1040 de săptămâni. În afară de asta, ar trebui ca să avem dovada faptului că contribuțiile sunt suficiente. Și aici, doamna, dacă nu sunt suficiente, ar putea eventual până în 2022 să achite contribuții voluntare așa încât să acopere minimul ăsta necesar. Pentru că de cele mai dese ori când vorbim pensia italiană, pensia minimă, avem în vedere pensia asta ordinară, care deja e, iarăși, dacă a fost cotizație după 96, va fi oricum din contribuții. Dacă a fost a avut contribuții până în 96, este altfel de calcul, nu este cazul doamnei, dar în cel mai bun caz, să sperăm că în 2022, când deja doamna va avea, nu știu câți ani, când am pierdut firul aici, la momentul de față, ce vârstă are doamna? Am închis întrebarea, deci 60 ceva avea, 60. Așa, s-ar putea poate până în 2022 să împlinească și vârsta minimă necesară de 67 de ani, dar de văzut, într-adevăr, îi sugerez ca să-și verifice contribuțiile, să vadă, să se convingă că are suficiente contribuții până în 2022, așa încât să poată să facă dovada faptului în care să fie inclus și copiii. Pentru că dacă nu va avea acei 20 de ani minim de contribuții și minimul necesar, atunci includerea copiilor pentru așa tip de pensie nu va fi acceptată. Deci, reducerea de 6 luni de zile pentru fiecare copil este prevăzută doar în cazul pensiilor ordinare. Da, domnul Vasile, deci altă întrebare, dar probabil se repetă, fiindcă prea multe informații și dacă nu lucrez în acest ambient, nu înțeleg dacă se repetă. Doamna are o întrebare. În august anul acesta voi împlini 68 de ani. Lucrez în regulă din 2007. Am cetățenie italiană și sunt căsătorită cu cetățean italian. La ce vârstă și cam ce pensie voi avea? Da. Vedem că doamna are, deci a împlinit vârsta de 68 de ani, dar muncește din 2007. Da. 20 de ani de contribuții nu îi va avea foarte de grabă. Deci, pentru dumneavoastră, vârsta, probabil, în cel mai bun caz, va fi la 71 de ani, 5 ani de contribuții minim, pe care deja cunoaștem că probabil îi are. Iar dacă doamna, n-am înțeles, nu știm unde, dacă locuiește în Italia, ar fi bine dacă să... Dacă locuiește în Italia, fiindcă e căsătorit cu italian. Da, să se intereseze în privința faptului dacă venitul de familie îi permite sau nu accesarea ajutorului social. Pentru că, nu știu, soțul este la pensie, probabil este deja la pensie soțul. Cetățenii italieni cu stagiul lor au altfel de pensii și deja aici va fi important de văzut dacă venitul de familie îți permite accesarea ajutorului social sau nu. Deci, altă întrebare este de la doamna Raisa. Am dreptul să revin în Italia dacă deja primesc pensia italiană și mă aflu în Republica Moldova, am dreptul să revin în Italia să muncesc în negru? Dacă, ce risc aduce asta? Dacă doamna în cauză și-a perfectat pensia ca și cetățean extracomunitar, da, nu are dreptul să se întoarcă în Italia la reședință și nici să se angajeze în câmpul muncii. Deci avem și astfel de cazuri. Când persoanele fie n-au, deși noi le spunem la toți, în momentul când perfectăm dosarul de pensie, numai decât îi atenționăm și asupra riscurilor care să nu ar fi bine să le evite, deci nu au voie, nu mai au voie. Bineînțeles, la munca la negru este deja un factor ilegal de la sine, deci nu este bine să muncești la negru, pentru că este ilegal lucrul ăsta. Și pentru tine și pentru angajatorul tău. Dar din momentul în care devii pensionar ca și emigrat repatriat
și te întorci în Italia, fie pentru a-ți restabili reședința sau fie te-ai întors și ai muncit chiar la negru și ai fost prins, pentru că dacă nu știe nimeni, da, teoretic am putea spune că ar putea să treacă, dar am un caz recent când persoana beneficiar deja de un an și jumătate de pensie, i-a propus cineva să meargă cu pașaportul român să mai schimbe la trei luni de zile, cum fac în majoritatea cazurilor. Persoana a mers cu gândul că va lucra la negru, dar angajatorul probabil i-a făcut un contract în baza pașaportului român și au fost achitate contribuții. Imediat luna următoare, când au fost achitate contribuțiile, am fost informați deja de către cei de la IMSS că persoana în cauză, contrar criteriilor care ar fi trebuit, deci a avut alte contribuții, deci a fost supusă să întoarcă deja tot acel an și jumătate de pensie obținut până acum, va trebui să-l întoarcă înapoi, va aștepta vârsta, dacă va întoarce pensia înapoi, va aștepta vârsta de 71 de ani ca să poată să facă o altă cerere de pensie și să poată eventual să primească, să continue pensia. Dacă o va face sau nu, deja sunt lucruri care noi nu putem cunoaște care vor fi deciziile autorităților italiene în cazul de față. Dar cu siguranță persoana deja este lipsită, nu va mai primi pensie. Întotdeauna este mai greu să întorci niște bani în momentul când i-ai primit decât invers, și de atâta este foarte important ca persoanele să cunoască, deci ar fi bine să cunoască care sunt obligațiile și să nu nimerească în astfel de situații. Deci altă întrebare care... Vreau să menționez. În momentul când deci persoana își prezintă cererea la 71 de ani, bineînțeles că în momentul prezentării cererii, deci trebuie deja să nu activeze în câmpul muncii, dar persoana care prezintă cererea la 71 de ani, deci la vârsta de 71 de ani, această persoană are dreptul să mai muncească și după asta. Deci diferența este următoarea. Dacă aștepți 71 de ani, fie că ești cetățean comunitar sau extracomunitar care rămâi mai departe să locuiești în Italia, deci după 71 de ani, în momentul când faci cererea, nu trebuie să fii angajat, deci trebuie ca contractul de muncă să fie unul deja închis, iar ulterior tu ai posibilitatea să te reangajezi și următoarele contribuții iar vor fi deja realocate sub formă de o cerere prealabilă, deci pentru restul contribuțiilor care vor fi achitate să fie iarăși incluse la cele din pensie. Deci diferența este asta. Da. Îmi scrie doamna direct acum. Doamna Tatiana, dacă sunteți, Victoria îmi scrie, dacă sunteți încă în legătură cu domnul Vasilei, mi-ați zis că sunteți în direct, nu puteți vorbi, întrebați, vă rog, această întrebare. Eu, dacă am ajuns la vârsta de pensie, revin în Moldova, care cont bancar trebuie să-l arăt? Cel italian sau îmi convine să-l închid pe cel italian și să-mi deschid un cont într-o bancă moldovenească? Și care dumnealui mi-o propune? Mai de încredere. Da. Ceea ce ține de este perfectarea pensiei, sunt niște acte care în momentul perfectării pensiei, deci persoanele trebuie să prezinte dovada faptului că sunt deja la reședință în Republica Moldova, deci un certificat de starea familiei și reședință și un cont bancar. Dacă persoana prezintă cerere de pensii ca și persoană extracomunitară, deja se prezumă faptul că persoana a părăsit Italia, deci nu mai poate prezenta un cont bancar italian. Și prin asta înțelegem că persoana când pleacă din Italia ar fi bine să închidă deci toate lucrurile, deci conturile bancare pe care eventual le-ar avea deschise sau oricare alte lucruri, ca așa încât să nu fie supusă unor plăți ulterioare. Și pentru persoanele extracomunitare, bineînțeles că contul bancar care va trebui să-l prezinte este unul emis de către o bancă de Republica Moldova. Referitor la băncile care sunt mai bune, eu nu aș vrea să vorbesc acum, deci nu vreau să fac publicitate nimănui. Ceea ce vreau să sugerez persoanelor, să se intereseze foarte bine în privința dată, pentru că comisioanele care sunt plătite sunt foarte diferite de la bancă la bancă și uneori nici băncile
nu explică foarte bine persoanelor, pentru că au bănci intermediare care comisionul nu este aplicat de către banca care emite contul bancar, dar de băncile intermediare prin care banii vin în Republica Moldova și de regulă uneori diferențele sunt foarte mari, ajung până la 30 și ceva de euro. Și asta, de exemplu, nu este în folosul persoanei, deci persoane interesate. Noi, de regulă, îi încercăm să-i sfătuim, să le spunem despre pericolele astea, ca ei să informeze cât mai eficient, așa încât să nu fie supuși la carga cheltuieli adăugătoare, care știm că dintr-o pensie de câteva sute de euro, ajung de 150, 200, 200 ceva, 30 de euro sau 5 euro joacă de multe ori foarte mult. Domnul Vasile, așa o întrebare spontană mi apare. Dacă dumneavoastră aveți datele deja în față sau le cunoașteți, câți moldoveni la momentul de față primesc pensia că au revenit în țară și care ar fi cifra? Adică diferă de la 20 până la 350, care este minimul și maximul care el primesc? Dacă aveți așa date acum la moment. Deci o dată statistică ca să vorbesc despre numărul beneficiarilor de pensie moldoveni, astăzi nu am, din păcate, dar îmi amintesc că anul trecut eram la o formare și aveam deci, o persoană care este nemijlocit, lucrează pentru Institutul Național de Asigurări Sociale, IMSS, din Italia, și persoana care, de fapt, pentru noi, oficiul nostru, pentru Republica Moldova și toate țările care nu au convenții semnate cu Italia, oficiul ăsta se află la Perugia. Și deci funcționarul de la această instituție ne spunea că anul trecut, prin iunie, erau peste 1500 de beneficiari moldoveni care deja primeau o pensie de la statul italian. Noi anual procesăm destul de multe cereri, adică vorbim de ordinul sutelor, da? De persoane care prezintă cereri pentru pensie. N-aș putea acum să vă dau exact o dată foarte exactă, dar sunt destul de mulți. Și vreau să menționez lucrul ăsta pentru că am văzut chiar și pe diferite site-uri de socializare persoane care nu credeau în faptul că există această posibilitate sau de regulă vin careva alți beneficiari ai noștri din Italia, vin și fac o fotografie cu noi așa încât să arate și prietenilor din Italia că există posibilitatea asta și că există un patronat care de fapt oferă servicii pentru ei, se interesează și după asta încercăm să îi ajutăm, pentru că solicitarea pensiei nu se termină doar la trimiterea cererii. Ei vor primi cererea, vor primi pensia, vor continua să aibă, pentru că prezintă după asta anual sau odată la 2 ani prezintă dovada faptului că sunt în viață. De regulă uneori se mai întâmplă probleme cu contul bancar. Deci toate momentele astea sunt gestionate de către oficiul nostru prin intermediul, deci fie direct de către noi sau prin intermediul colegilor noștri din Italia. Deci noi rămânem mai departe și monitorizăm toate aceste dosare și tot acești beneficiari mai departe. Deci nu ne despărțim la ziua când îi informăm despre faptul că au obținut hotărârea prin care vor avea o pensie din Italia. Domnul Vasile, am avut chiar anul acesta o întrebare de la o doamnă care a întrebat: dumneavoastră m-ați îndreptat la Patacle, dar am prezentat cererea de pensie, dar deja aștept 2 luni. Și eu le-am explicat că nu depinde de Patacle. Patacle trimit această cerere Italia la IMSS și depinde cum o procesează IMSS-ul. Este adevărat sau dumneavoastră ce ne spuneți la acest capitol? Nu știu exact când ați avut cazul ăsta. Eu bănuiesc că era un caz... Anului acesta? Mai greu, adică ce vreau să spun? Au existat perioade în trecut când, din anumite motive, au existat cereri care au fost pe rol mai multe luni de zile. Dar dincolo de asta, fiecare dosar își are particularitățile sale. Nu sunt toate dosarele egale între ele. De regulă, procesarea unui dosar și pregătirea actelor ține foarte mult de competența. Cu cât mai bine este pregătit, cu atât mai avem convingerea că acea cerere va fi procesată într-un timp relativ scurt. Și astăzi, chiar de anul trecut, vreau să spun că în marea majoritate a cazurilor, noi tot timpul le spunem persoanelor că perioada de așteptare pentru un răspuns o putem cataloga între 1 lună și 3 luni de zile. Pentru majoritatea cazurilor. Dar există și excepții când o cerere, de exemplu, a fost ținută pe rol și 2 ani de zile.
aproape expirat termenul pentru evaluarea acestei cereri. Și asta nu era din cauza persoanei de la patronat care a primit cererea, care a trimis-o, dar vreau să vă spun, când vorbeam despre alocațiile de șomaj, au fost cazuri când din cauza acestor alocații persoanele n-au locuit în Italia, ele au fost supuse rambursării acestor bani, iar fiindcă nimeni nu merge cu banii cash să magă să întoarcă de regulă înapoi, IMSS ce face? Cum procedează? Reținerea cererea persoanei atâta timp până când își scoate înapoi toți banii din pensii, din pensia pe care ar trebui să o primească persoana, iar în momentul când este acoperit tot acel debit de datorie, deja IMSS răspunde prin hotărâre și persoana deja continuă să primească banii ca și de sub formă de pensie. Deci trebuie de înțeles că astfel de situații ele există, dar ele se întâmplă, factorii care au adus la asta sunt foarte diferiți și de regulă, de cele mai dese ori, ele țin foarte mult de cel care a solicitat, pentru că au existat acolo probleme. Avem și astăzi, la fel, pensii de urmași sunt niște dosare care au nevoie de mai mult timp de procesare, deci nu pot fi catalogate ca celelalte cereri. Sau pensii de urmași din cotizații sociale care se întâmplă că persoana a decedat până la vârsta de pensionare, la fel, au nevoie de mai mult timp ca să fie procesate, sunt verificate și se încadrează în alt fel de perioadă de timp de așteptare. Noi despre lucrurile astea încercăm să informăm în primul rând solicitantul, ca el să cunoască cât timp va trebui să aștepte, dar uneori când această perioadă de timp depășește chiar și limita așteptărilor noastre, noi continuăm să ne informăm, scriem, dar nu, asta nu înseamnă că este responsabilitatea noastră pentru care nu vine răspunsul dat. Sigur. Deci avem altă întrebare. În 2009 m-am legalizat cu permis de sejur, am muncit regular și am plătit contribuții la timp, însă din 2015 am trecut cu acte românești în regulă. Plătesc contribuții cu acte românești. Care este situația mea la moment? Eu nu știu dacă se repetă întrebarea asta. Repetă. Deci am vorbit despre lucrurile astea. Deci cetățean extracomunitar care între timp a devenit comunitar, nu știu dacă spune vârsta persoanei. N-a spus. Deci în mod normal, fără 20 de ani de contribuții, ne orientăm către 71 de ani. Dar dacă persoana, și aici iarăși repet, dacă persoana va reveni în Moldova, deci după sau până la 67 de ani și va putea face dovada că a avut un permis de sejur, noi am putea încerca eventual să trimitem cererea de pensii ca și extracomunitar. Deci am putea să ne interesăm în privința persoanei. Deci, altă întrebare și probabil e una dintre ultimele, fiindcă ne apropiem deja de o oră, ca să ne fie mai ușor cu video să-l înregistrăm pe Facebook. O doamnă scrie, în Italia am citit undeva că s-a aprobat legea de a ieși la pensie la 62 de ani cu staj de 38 de ani. La noi nu se referă aceasta, just? Pot stajul din țară cu cel din Italia? Este într-adevăr, cred că noi am vorbit despre lucrul ăsta, este referință la cota 100, cota 100, deci cu 62 de ani vârstă anagrafică plus 38 de ani stagiu de muncă, ceea ce nu se referă la cetățenii moldoveni, prin urmare, neavând un acord bilateral semnat, nu poate fi vorba despre o posibilitate de accesare. Domnul Vasile, și ne apropiem de sfârșit. Vroiam să vă rog să spuneți care este telefonul la care persoanele trebuie să apeleze, prima întrebare. A doilea întrebare, e-mail-ul, deci puteți să-l spuneți, dar o să-l scriem. A treilea întrebare, dacă dumneavoastră aveți un telefon care persoanele poate să comunice cu dumneavoastră, Viber sau WhatsApp. Și dacă aveți o pagină pe Facebook, cum se numește? Da, pe Facebook putem, de sunt persoane ne pot căuta la Patronatul Acli Moldavia sau Patronatul, deci Patronatul Acli Moldavia este pagina pe Facebook, pot accesa pagina noastră de Facebook, eventual ne pot trimite întrebări, încercăm la toți să le răspundem. La fel, ca și oficiul Republica Moldova, oficiul nostru se află în Chișinău, pe strada
Șusev 102, la intersecția străzilor cu Sfatul Țării. Telefonul fix 022 23 83 63. La fel suntem. Adresa de e-mail? Adresa de e-mail, cea din oficiu, este moldavia@patronato.acli.it. Sau poți scrie și mie vasile.tarita@acli.it. La fel avem și două telefoane, pentru că în oficiu suntem două persoane, sunt eu și colegul meu Victor Croitoru. Avem două telefoane de telefon mobil. Putem fi contactați și la telefonul mobil 067 755 788, la care răspund eu. 067 755 799, telefonul la care răspunde colegul meu Victor, pentru că, după cum bine știți, de luna martie suntem și noi, deci ca și oficiu lucrăm doar la distanță, dar asta nu înseamnă, deci atât noi aici pe loc, cât și toate patronatele din Italia lucrează la distanță pentru cel puțin în ziua de astăzi. Suntem 2 mai, suntem încă în perioada în stare de urgență, dar necătând la stare de urgență, noi continuăm să fim, rămânem absolut deschiși către toți cei interesați, ne pot scrie, ne pot trimite solicitări, încercăm la toți să le răspundem și să fim aproape de ei, așteptând ziua în care va fi dat deja liber să putem să facem primele înregistrări ca persoane să poată să vină să acceseze deja informații la ghișeul patronatului. Deci, nu știu, noi cândva am avut așa o broșură din partea patronatului Acli, foarte utilă, care era scris diferența de pensii, care este și lista la orașele care mai principale din Italia, unde se află Acli. Aș venea cu o propunere, sau dacă pe viitor spate, de să facem aceste broșuri ca să le trimitem prin intermediul la bus, să le trimitem către asociații dumneavoastră, poate eu vă trimit lista la toate asociațiile de Italia, cine să vrea să colaboreze dumneavoastră, fiindcă trebuie să informăm conaționalii noștri din sursă directă, corect. Și de ce nu pe lângă consulatele noastre să fie trimis în toată Italia, deci două consulate, Milano, Padova, Roma, la ambasadă. Aș propune la fel, avem magazine deja noastre în teritoriu și, desigur, aceste broșuri am putea să le primim noi, liderii de asociații sau voluntarii care sunt alături de noi și să le difuzăm la diferite întâlniri care noi organizăm, șezători în teritoriu și așa mai departe. Chiar când eu merg să duc un colet duminică acasă de la Tor de Vale, eu întâlnesc sute de conaționali, aș putea să mă prestez eu personal și să dau la cei 20 de busuri broșurile acestea ca lumea să fie informată corect. Fiindcă comunicarea pentru mine este esențială și dacă ne uităm la rădăcina cuvântului comunicare și comunitate, deci dumneavoastră îmi pare că sunteți lingvist, da? De profesie, da, profilul. Da. Deci dacă ne uităm la explicația acestor cuvinte, în interiorul, în sensul acestor cuvinte, prin comunicare, deci com, este la comunicare și la comunitate, com, da? Deci devenim mai apropiați și, în opinia mea, constituim o comunitate. Deci o comunitate de oameni care are interes în comun, credință în comun, norme de viață. Și, desigur, comunicarea a reușit să se întâmple atunci când oamenii potriviți se adresează mesajul potrivit într-un loc potrivit și la timpul potrivit, așa cum o facem noi astăzi cu dumneavoastră. Și, în plus, ca să funcționeze, comunicarea trebuie să fie clară, continuă și inovatoare. Tatiana, eu vreau, ca înainte de a închide, vreau să vă mulțumesc foarte frumos pentru deschiderea și pentru grija dumneavoastră care o aveți în genere față de toți conaționale, pentru că eu vă cunosc personal. Noi nu ne-am prea cunoscut nici când, nu ne-am întâlnit, dar la distanță vă cunosc de foarte mult timp. Eu vă mulțumesc frumos pentru invitația pe care mi-ați trimis-o, pentru faptul că ați organizat ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți în fiecare zi, pentru că asta este cel mai mare lucru care poate să facă o persoană pentru ceilalți. Aflându-vă acolo, nu vă vedeți de treburile personale, dar încercați să vă implicați pentru restul. Și din motivul ăsta vreau să vă mulțumesc foarte mult și eu personal, pentru că cred că deseori noi confruntăm și noi, căutăm, avem nevoie de alți actori care cunosc pe alte domenii. Și ceea ce lipsește, într-adevăr, este un centru, pentru că sunt foarte mulți moldoveni
care au pregătire foarte bună pe diferite domenii și probabil că ceea ce lipsește astăzi este cumva ca toate aceste persoane să fie cumva să lucreze într-o echipă unică ca să fie de folos pentru toți ceilalți care au nevoie de anumite servicii. Fiindcă avem, noi deseori ne întâlnim cu persoane care au nevoie de servicii juridice, servicii de consultanță fiscală, de absolut domenii diferite, medicale și așa mai departe. Și există într-adevăr foarte multe persoane care pot să oferă lucrurile astea și dumneavoastră sunteți una din ele și vă mulțumesc foarte mult pentru tot. Da, eu vreau să menționez la ceea ce a spus domnul Vasile, că pe viitor pregătim săptămâna viitoare chiar un interviu cu domnul Nicola Savioli, care la moment îmi pare că este și șeful dumneavoastră, da, de la ACLI. Președintele. O să fie în limba italiană și o să le adresăm unele întrebări la general, deci să vorbim, nu cum am vorbit cu domnul Vasile, dar la general. Altă persoană cu care ne pregătim o să fie doamna Liliana Caracciolo-Pascal, deci este o doamnă care are două oficii deja la Roma. Trebuie să o promovăm și să cunoaștem serviciile ei, deci începând cu denuncia directă, cum spune Italia, sau cum să-ți deschidă o mică afacere. Pe urmă să avem pe doamna Varvara Vizir, interprete, traducătoare și persoană care poate să vă prezinte cererea de cum să prezentăm o cetățenie italiană sau cetățenie română. Și în ultimul timp, persoanelor care ne ascultă din Republica Moldova, acum în acest moment, din păcate, guvernul nostru, din greșeala lor ne-au divizat un pic cei de acasă, cei de aici. Eu aș vrea să vă spun că suntem toți născuți în Republica Moldova și chiar dacă eu personal mă aflu aici de 20 de ani, asta nu înseamnă că am uitat de unde am plecat, nu mi-a ajut satul de Baștină sau am uitat de conaționalii noștri și cum spune domnul Vasile, suntem foarte mulți, important să ne implicăm și cei care sunt acasă, care doresc să afle ceva despre comunitatea noastră, am încărcat online, deci iar vreau să vă anunț teza mea de licență care am finisat studiile aici în Roma, deci în științe sociale. Teza mea de licență care se intitulează Moldovenia, Italia, globalizare, efectele migrației și asociaționismul diasporal. Deci eu permanent când vorbesc cu naționalii noștri care fac studii aici, îi îndemn ca teza lor de cercetare să fie pe comunitatea noastră. Deci dacă chiar își fac studiile în economie, studiile în psihologie, antropologie, deci orice direcție să încerce să facă o teză aici legat de comunitatea noastră. De ce? Că asta o să rămână în istoria universităților italiene, dar asta ne permite să facem o cercetare în interiorul comunității noastre, ceea ce n-o fac sociologii, cercetătorii din Republica Moldova. Sunt puține cărți care le am, dar nu pot să vă le arăt la moment, sunt în oficiu în alt oraș, deci care le fac pentru noi. Dar eu cred că noi trebuie să începem să facem aceste cercetări și vreau să vă aduc la cunoștință că de un an de zile am această oportunitate să muncesc la alt oficiu, cum ar fi la noi în Republica Moldova, nu există INAIL. Deci domnul Vasile probabil știe despre ce vorbesc. Abia acum sunt ca un fel de student acolo, muncesc la distanță Smart Course, acum în toată miercurea și vinerea eu sunt nu la telefon, dar fac lucru de oficiu, ceea ce îmi propun ei. Nu știu dacă o să devin un profesionist în această temă, deci merge vorba despre persoanele cu dizabilități, deci pensia lor dizabilități sau persoane care au avut un accident la locul de muncă. De aceea, dragi conaționali, e foarte important, dacă nu sunteți în regulă, probabil să vă asigurați viața și o să încerc, am vorbit deja la noi în oficiu la INAI, ca să-mi ofere un interviu o persoană competentă, chiar și șeful de la INAI din Roma, deci am avut o întâlnire, am discutat. Nu am avut încă un răspuns concret, a spus trece pandemia asta și pe urmă discutăm. O să încerc tot timpul să fiu disponibilă, cer scuze dacă nu reușesc să răspund, dar acum pot să vă anunț că numai pe Messenger am 186 de mesaje de citit, de aceea nu mai reușesc, nu fac față, implicați-vă, dragi conaționali, deschideți asociații, cine dorește să deschidă asociații, vă propun broșuri, vă dau materiale importante, deci această carte are undeva la 400 de pagine și costă la 90 de euro, deci ne explică cum se deschide asociații, fiindcă de anul trecut, din august, s-a schimbat legislația italiană. Este un pic complicat, dar nu este imposibil. De aceea, asociația este făcută din 7 persoane, numai nu credeți că în asociație trebuie să fie multe persoane. Noi suntem câțiva voluntari, dar din 2004 încercăm să facem ceva bun în teritoriu. De aceea, puțin, dar bun. Eu vă doresc ca să apelați la patronatul Patacului din Chișinău,
folosiți-vă de această oportunitate și eu chiar până de seară vă trimit contactele mele să mă aveți în baza de date și să mă țineți informată când o să vină momentul. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Și vă mulțumesc frumos! O zi frumoasă vă doresc a toți! Da, rămânem în linie un pic ca să încep, avem să nu avem probleme, da? Deci închid, domnul Vasile. La revedere, o zi bună, mulțumesc! La revedere și dumneavoastră!